Ce credeți? Putem învăța doar din experiența directă sau și observându-i pe alții? Psihologul Albert Bandura a elaborat un experiment interesant pentru a răspunde exact la această întrebare și pentru a formula o teorie. Bandura a creat teoria învățării sociale în 1960, o perioadă dominată de savanți care nu credeau în ideea lui și argumentau că învățarea era rezultatul condiționării clasice și operaționale. Pentru a demonstra că cei mici pot învăța prin simpla observație, Bandura a conceput experimentul Păpușa Bobo, un set de studii controversate care implicau copii de vârstă preșcolară, modele adulte și o păpușă. În prima serie de experimente, copiii erau așezați singuri într-un colț al camerei. De acolo, observau un adult care lovea și certa agresiv păpușa Bobo timp de aproximativ 10 minute. Apoi același copil era plasat într-o cameră de joacă nouă, unde un alt adult îl frustra intenționat, luându-i jucăriile cu care se juca. Copilul frustrat era apoi întors în cameră cu păpușa Bobo, unde Bandura și echipa sa au făcut următoarele trei observații. 1. Copiii care au văzut adultul lovind păpușa au copiat adesea comportamentul. 2. Băieții aveau de 3 ori mai multe șanse să facă acest lucru. 3. Băieții reproduceau comportamentul de 2 ori mai des dacă observau un actor, spre deosebire de o actriță. Fetele erau și ele mai influențate de modele de același sex. Pentru a afla dacă filmele ar avea același efect, Bandura a lăsat unii copii să vadă modelul în direct, iar pe alții să-l vadă într-un clip sau sub formă de desen animat. Deoarece toate cele trei grupuri au arătat răspunsuri similare, Bandura a concluzionat că, într-adevăr, copiii imită comportamentul altora, indiferent de locul în care l-au văzut. În ultima variantă a experimentelor, Bandura a vrut să știe dacă acționau diferit atunci când modelele erau recompensate sau pedepsite pentru comportamentul lor față de păpușă. Acum copiii au văzut mai întâi actorul lovind păpușa, apoi observat un alt adult intrând în cameră. Acest al doilea adult reacționa apoi la actor. Aceste ultime rezultate au arătat că pentru un copil nu contează cu adevărat dacă agresorul era lăudat sau nu. În schimb, copiii care au văzut că actorul a fost pedepsit au manifestat mai puțină agresivitate ulterior, efect care era valabil în special pentru fete. Cu alte cuvinte, faptul că vedem pe cineva recompensat nu ne motivează neapărat să-i copiem comportamentul. În schimb, a vedea pe cineva pedepsit poate diminua semnificativ dorința noastră de a copia acest comportament. Argumentul lui Bandura, potrivit căruia copiii învață și prin observare, a fost un progres major în psihologie. Ca urmare a descoperirilor sale, savanți și oficiali guvernamentali au susținut că ar trebui să interzicem violența în filme și jocuri. Alții au sugerat că studiile cu păpușa Bobo nu sunt studii despre agresiune, ci arată că cei mici sunt pur și simplu motivați de dorința de a-i mulțumi pe adulți sau de a acționa ca ei. Bandura și coautorul său, Richard Walters, au definit ulterior 5 principii cheie ale teoriei învățării sociale. 1. Învățarea este un proces cognitiv ce are loc într-un mediu social. 2. Învățarea poate avea loc prin observarea unui comportament și a consecințelor lui. 3. Învățarea poate avea loc fără o schimbare observabilă a comportamentului, deoarece putem învăța fără a afișa ce am învățat. 4. Recompensele joacă un rol în învățare, dar nu sunt în întregime responsabile de ea. 5. Cogniția, comportamentul și mediul se influențează reciproc. Un proces numit determinism reciproc. Bandura, care în colegiu a participat la un curs de psihologie doar pentru a-și ocupa timpul, a devenit curând pasionat de subiect și apoi unul dintre cei mai citați psihologi din istorie. Despre realitate, el a spus: majoritatea imaginilor despre realitate pe care ne fundamentăm acțiunile sunt cu adevărat bazate pe experiența vicariantă. Ce credeți? Cât din învățarea voastră provine din observarea altora? Și dacă învățați social, cine sunt cei mai mari profesori ai voștri? Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te! Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.